Domnule senator, agitație mare în Parlamentul României. Se discută în primul rând despre buget. Toată lumea așteaptă bugetul, mai ales primarii din localitățile vâlcene. Sunt convins că din toată țara, pentru că până nu vine bugetul, nu știe omul de ce se poate apuca. În același timp, se vorbește despre ordonanța 114 din 2018, pe care guvernul se pregătește să o modifice. Haideți să începem discuția noastră de astăzi cu modificările acestei ordonanțe 114 din 2018. Ce înseamnă ele, ce se dorește prin modificarea de către guvern a acestei ordonanțe? Aduce ea beneficii prin aceste modificări cetățenilor? Și cum vede grupul liberal această inițiativă? Ordonanța 114 din 2018 a apărut în 28 decembrie 2019. Ea nu are nicio modificare deocamdată, ea este în vigoare pentru că a intrat la 1 ianuarie în vigoare. Problema este că a apărut fără dezbateri publice. Problema este că este un ghiveci de reglementări. Cuprinde toate zonele ale societății, ceea ce nu mi se pare că ar fi un lucru, în primul rând, de apreciat pentru investitori, pentru oamenii din business, pentru economie, pentru alte activități, pentru că există o totală lipsă de predictibilitate. În al doilea rând, am avut zilele trecute în comisiile economice și Comisia de Buget Finanțe discuția și dezbateri pe această temă. Erau în spatele nostru, în fața noastră, reprezentanții diferitelor societății, patronate, sindicate din zonele afectate de efectele acestei ordonanțe, care și am avut posibilitatea să discut cu foarte mulți din aceste organizații. Vreau să spun că toți sunt nemulțumiți. Această ordonanță se referă la taxarea, deci taxa pe lăcomie, așa este numită, dar din punctul meu de vedere cred că este o taxă pe lăcomia guvernului. Vreau să vă spun că a taxa, de exemplu, furnizorii de energie electrică cu 2% din cifra de afaceri. Vă dau un exemplu. Combinatul de la Târgu Jiu, CEE Oltenia, în momentul în care el este la limita de profitabilitate, în momentul în care el trebuie să cumpere certificate de bioxid de carbon, care pot reprezenta 40% din costuri, ceea ce este foarte complicat. Și pentru faptul că mai vii cu un 2% de taxat pe cifra de afaceri, asta înseamnă că există posibilitatea de intrare în faliment. Sigur, ordonanța are niște prevederi care la un moment dat par benefice. Faptul că limitează tarifele, prețurile la consumatorii casnici de energie electrică și gaze. Asta, la prima vedere, este un lucru bun și toată lumea ar zice, domnule, este benefică. Dar faptul că acționează asupra celor care produc energia electrică și faptul că cei care consumatorii industriali vor trebui să suporte, pentru că orice furnizor de energie electrică și gaz va trebui să-și recupereze pierderile și atunci vor crește tarifele la ceilalți consumatori industriali care produc în țara asta și care consumă energie electrică și gaze și ei la rândul lor vor trebui să scumpească prețul. În final, efectele sunt perverse inclusiv asupra populației. Pentru că vor crește din nou prețurile în toate magazinele, în toate galantarele și românul, de fapt, bucuros că îi rămân taxele, prețurile la energie electrică și gaze, de fapt, se duce în magazin și cumpără cu prețuri mai mari. Deci, efectele sunt perverse. Acțiunea asupra băncilor. Există, deci, taxare asupra activelor financiare, ale băncilor, a instituțiilor financiare. Ce efect are? Sigur, băncile creează probleme. Sunt probleme cu băncile. Toată lumea este nemulțumită de faptul că băncile apar în situații în care au și abuzuri. Dar băncile, sistemul bancar, în orice sistem capitalist de piață, au un rol extraordinar de important pentru că sunt cele care finanțează economia.
și finanțează și creditele celor individuilor particulare, individuale. Dar în momentul în care forțez banca și ea este la îndemână să-și crească comisioanele, ratele bancare, pentru că este societate comercială și ea trebuie să câștige, să aibă profit. Ori pleacă și atunci concurența scade și parametrii de creditare sunt tot ridicați și influența, de fapt, asupra economiei este devastatoare. Am stat de vorbă cu foarte mulți antreprenori pe tema asta și deja mi-au spus, foarte mulți dintre ei, că deja încearcă să oprească programele de investiții. Pentru că nu se știe unde poate să ajungă, inclusiv cu dobânzile bancare. Și din acest motiv, lucrurile sunt blocate în România. Deci, ca o concluzie, sigur că sunt multe efecte negative. Mă refer și la faptul că fondurile europene sunt agresate la un moment dat, s-ar putea să fim blocați cu atragerea de fonduri europene, pentru că vor să treacă responsabilitatea de la ANAP, Agenția Națională de Achiziții Publice, în zona regională, unde există centrele de management regionale care sunt, se ocupă cu finanțarea fondurilor europene. Deci, și care nu sunt pregătite, n-au personal calificat pentru astfel de operațiuni. Din acest motiv s-ar putea să fim blocați inclusiv cu acest lucru. Vedeți, nu mai spun că am avut o întâlnire și am fost chemat la Comisia Economică, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale și am discutat problema roborului, taxarea băncilor din cauza roborului. Roborul, el apare ca parametru în gradul de creditare datorită faptului, sunt trei elemente care influențează creșterea roborului. Prima dată este inflația. Deci roborul nu poate să fie sub inflație. Al doilea este deficitul comercial. Și deficitul economic până la urmă. Deci sunt niște lucruri care nu depind neapărat de bancă. Depind de parametrii de funcționare al guvernului. Ei sunt cei care creează inflație, creează deficit comercial și așa mai departe, prin măsurile guvernamentale. Sigur, banca poate să influențeze roborul, dar în momentul în care manipulează roborul, ea este pasibilă de închisoare. Și le-am și spus, fraților, dacă considerați și știți că s-a întâmplat acest lucru, băgați-i la pușcărie pe cei care au greșit, dar nu încercați să stricați tot sistemul de piață. Pentru că intervențiile astea brutale în piață, unde ne duc? Uitați-vă, de la 1 ianuarie 2018 s-au liberalizat, sigur, după negocieri cu Comisia Europeană, cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar Internațional, au fost negocieri de mai mult din 2007, tocmai pentru liberalizarea treptată a prețurilor energiei, ca să intrăm într-o piață reglementată, sigur, dar care să încerce să competitivitatea crește valoare, crește calitatea și scade prețul. Asta este concurența corectă pe piață. Nu se întâmplă așa. Intervenția brutală creează, de fapt, efecte perverse și v-am spus unde duce. În primul rând, ca să conchid, investițiile în România se opresc, ceea ce înseamnă că dezvoltarea reală a societății românești este oprită, sau blocată, sau încetinită. În al doilea rând, creșterea costurilor a tuturor acestor efecte, până la urmă, au efect tot asupra buzunarelor românilor, ceea ce nu este ok. Și să știți că se vorbește de taxarea celor care sunt companiilor multinaționale, băncilor, nu știu ce. Da! Însă să știți că efectele negative sunt asupra companiilor românești, pentru că cu aceste companii naționale au soluții, sunt imense, pot să-și rezolve problemele, pot să plece. Uitați-vă, în zona de vest a țării sunt deja foarte multe companii care au plecat din țară. Se discută deja de relocare a multor companii, inclusiv românești,
în Macedonia, în zone de Croația și Ungaria. Ceea ce nu este ok. Din acest punct de vedere, noi facem toate eforturile să blocăm această ordonanță, să încercăm să o, să o modificăm și bine spuneați că ar fi bine modificată. Da, inclusiv ALDE cu Tăriceanu a început deja să-și vadă efectele și cel puțin pe taxarea companiilor energetice deja încearcă să forțeze nota să se schimbe. Probabil că marți vom avea din nou discuții pe această temă și în Comisia Economică, dar de fapt în Comisia de Buget Finanțe, care este Comisia raportoare. Vorbeați ceva mai devreme despre stoparea investițiilor. Mă gândesc că, din acest punct de vedere, printre cei mai afectați vor fi primarii din localitățile județului. Da. Pentru că ei sunt cei care investesc foarte mult, au proiecte pe care și le-au propus să le demareze anul acesta. Nu mai sunt investiții, se opresc și proiectele, mă gândesc. Da, asta este o altă latură și asta provine inclusiv din, după, din structura bugetului care a fost votat recent, în care finanțarea investițiilor este redusă. Dar mai este un efect pe care, tot pervers, știți că au crescut posibilitatea de, sau salariul minim în societățile de construcții a crescut până la 3.000 de lei. Ce efect are? Are un următor efect. Pentru toate cheltuielile pe care o să le facă societățile de construcții, care deja au câștigat niște licitații cu primarii, se ridică cheltuielile foarte mult. Și atunci, o sumă licitată anul trecut cu salariu minim de 1.900 de lei, au crescut costurile pentru că devizele de lucrări se vor face cu salariu minim de 3.000 de lei. Asta înseamnă că primarii sau cei care sunt beneficiarii lucrărilor societăților de construcții trebuie să plătească mai mult. Sau pot să nu plătească, nici nu se știe. Pentru că nu este reglementat ce trebuie să se facă în această situație. Deci lucrurile pot să intre în faliment. Dacă sunt beneficiari, eu nu am bani de unde să plătesc mai mult. Ai câștigat licitația cu 100 de lei, de unde să-ți dai 130 de lei? Din acest motiv, lucrurile sunt total bulversate și total aiure. Deci este o ordonanță, în esență, total catastrofală pentru dezvoltarea reală a României. Asta e punctul nostru de vedere al Partidului Național Liberal. Spuneați că încercați să împiedicați aceste lucruri. Cum credeți că puteți reuși acest lucru? Să știți că am avut un cuvânt de spus, să spun așa, în comisie, atât de clar, foarte hotărât. Am chemat inclusiv cei care sunt beneficiarii acestei ordonanțe, ca să încerce să discute real care sunt efectele negative asupra foarte multor, multora din societatea românească. Și bănuiesc că aceste presiuni corecte ale celor care sunt împiedicați să se dezvolte normal, să dezvolte societatea românească și calitatea vieții, asta este rolul, inclusiv în telecomunicații, pentru că și acelea vor fi. Deci, să vă dau un exemplu, costul tarifelor la telefonie va crește, pentru că sunt taxate inclusiv societățile de telecomunicații. Toate aceste lucruri vor fi, încă o dată repet, în detrimentul buzunarului românului. Dacă e să vorbim despre buget, care sunt veștile din această privință? Când vom avea un buget clar și când vor ști primarii din localitățile vâlcene ce sume li se cuvin? Pentru că foarte mulți dintre ei, de câte ori stai de vorbă, ce mai face domn primar, așteptăm buget. Răspunsul invariabil. Da, sigur, așteptarea unui buget care a fost foarte prelungit. El trebuia să apară cel târziu sau cel mai târziu la începutul sărbătorilor de iarnă, deci în jurul 20 decembrie. Iată, e de 20 februarie și abia acum intră la promulgare la președinție. Bugetul este, din punctul meu de vedere, are niște cifre total aiuristice. Știm foarte bine că creșterea economică din 2018 a fost de 4,1%. Ei prevăd o creștere în bugetul ăsta de 5,5% ca să poată, într-adevăr, să ai venituri, ca să poți să rezolvi problema de cheltuieli. Este o cifră. Gândiți-vă că deja este o dinamică descrescătoare a economiei românești. El poate să ajungă, în cel mai fericit caz, la 4%, 3,8%, dar nici într-un caz 5,5%. Deci, în mod normal, o să se taie din cheltuieli pentru că
dacă nu sunt veniturile suficiente, este evident, unde vor umbla? La anumite cheltuieli. La ce cheltuieli? La investiții. Și tot primarii vor suferi. Și mai este o chestiune, pentru că primarii vor fi afectați de faptul că sunt obligați să plătească cheltuielile cu ajutoarele sociale, care până acum 90% din aceste valori erau de la bugetul de stat. Ori acum sunt obligați cu prioritate să-și efectueze în primul rând aceste cheltuieli, ceea ce în foarte multe localități vor fi mari probleme. Sigur, sunt și localități care se vor descurca. Localități, municipiile mari vor avea foarte mari probleme tot la investiții, pentru că vor fi prejudiciați de foarte multe milioane de euro din bugetul lor. Deci din acest motiv, cred că bugetul este, din punctul meu de vedere, științifico-fantastic sau fantastic. Lucrul bun care ni s-a întâmplat, dar văd că îl preiau alții, este că am reușit să Partidul Național Liberal și colegul nostru, deputatul Robert Țigartău, a luptat foarte mult pentru asta, a reușit să treacă un amendament cu creșterea alocațiilor pentru copii. De la o dublare, aproape o dublare a lor, ceea ce este o chestiune normală, necesară, pentru a putea în România să apară o demografie, să zic așa, o demografie pozitivă, nu negativă, cum este acum. Pentru că natalitatea a scăzut foarte mult, pentru că tinerile familii sunt reticente în a face copii în continuare, pentru că viața este destul de grea. Și atunci o mică recompensă era necesară și acest lucru a fost, sigur, ne-am putut să ne mobilizăm foarte bine și am reușit să trecem acest amendament. Sigur că s-a creat bulversarea aia, PSD-iștii n-au vrut, au început ei să... Dar după aceea să-și preia, că n-am avut noi sursă de finanțare. Important este că s-a votat și bugetul României a fost introdus. Sigur că ei trebuia să găsească o sursă de finanțare, pentru că ei sunt la guvernare, nu suntem noi. Dar sunt obligați ca de la 1 martie să încerce să finanțeze altfel alocațiile și asta pentru copii. Și asta mi s-a părut o victorie. Singurul lucru bun care cred eu că s-a întâmplat cu bugetul de stat din punctul nostru de vedere, pentru că restul sunt lucruri care fantasmagorice. Ar putea, există voci care spun că vom avea un buget pentru primărie abia undeva la mijlocul lunii aprilie, chiar spre mai. Este posibil să se întâmple acest lucru? Eu sper să nu se întâmple. Sigur, acum vă spun încă o chestiune. Și nu sunt neapărat un apărător al serviciilor speciale. Dar să reduci atât de mult bugetele serviciilor speciale în România, care se ocupă cu siguranța națiunii, siguranța statului român. Foarte important, pentru că noi nu suntem într-o zonă chiar atât de favorabilă. Și din acest motiv a încercat să tai din bugetele serviciilor secrete este o catastrofă. Și, sigur, eu știu că bugetul s-a discutat inițial la Cotroceni, în cadrul Consiliului Superior de Apărare a Țării. Și ele au fost stabilite cu foarte multă rigurozitate, împreună cu membrii guvernului, cu primul ministru și așa mai departe. Și au venit domnul Dragnea și a tăiat, sigur, vorbim de vitamina D, lucruri care sunt de un populism greu de suportat. Această chestiune s-ar putea ca președintele României să fie obligat să nu promulge legea bugetului și să o trimită înapoi și să remedieze greșelile care le-au făcut acești guvernanți. Din acest motiv s-ar putea să aveți dreptate. S-ar putea ca bugetul să apară la începutul lunii aprilie. E de așteptat până atunci. Dacă tot am vorbit despre alocații și despre o victorie a liberalilor, tot numele liberalilor a fost în atenția presei prin acele pensii speciale pe care întâi le-ați votat, după aia întâi le-ați propus, după care n-au mai fost. Care este, de fapt, situația în această problemă a pensiilor speciale? Da, suntem patru inițiatori, doi deputați și doi senatori. Domnul deputat Cristian Buican, domnul deputat Știrbu, domnul senator Câțu și cu mine. Și am decis să inițiem
această, să facem această inițiativă legislativă care să rezolve această problemă a pensiilor speciale. Este o problemă gravă cu care se confruntă România, o problemă care creează foarte multe nedreptăți. Nu este posibil ca un cetățean român, ce ar fi făcut el în țara asta, să câștige 10.000 de euro pe lună. Sunt astfel de pensii. Sunt pensii de 50.000 de lei pe lună, care înseamnă 500 de milioane vechi. Jumătate. Nici n-are ce face cu el. E deci, fraților, de miliarde. Și ne-am grozit aceste chestii. Am verificat și ne-am gândit că prima chestiune care trebuie să o facem, să renunțăm la toate pensiile. Și, într-adevăr, inițiativa inițială era să renunțăm la toate pensiile. Dar, gândindu-ne că acolo acele categorii, cum sunt militari din teatrele de operațiuni, ele trebuie cu reglementări clare, astfel încât să aibă posibilitatea să fie îndreptățiți, să aibă niște pensii de serviciu. Și gândindu-ne că trebuie ca în paralel cu această inițiativă să încercăm să venim cu o altă inițiativă, astfel încât zona de militari să fie recompensați cu pensii de serviciu conform sau similar cu prevederile din țările NATO. Asta a fost gândirea inițială. După care am introdus-o și ne-am dat seama că timpul până când am putea să rezolvăm această problemă depășește timpul intrării în vigoare a acestei inițiative. Și din acest motiv am retras inițiativa în forma inițială și am refăcut-o fără să includem și pensiile militare. Din acest motiv a apărut pe piață această mică minciună sau o jumătate de adevăr, cum că am retras de frică, nu știu cui. Nu! Am revăzut-o, am reanalizat-o și am introdus-o acum două zile, astfel încât ea apare fără, deci cu eliminarea tuturor pensiilor speciale, mai puțin a militarilor. Asta este, de fapt, adevărul. Am lămurit și acest subiect. Domnule senator, vă mulțumim pentru acest interviu și cu siguranță, pe măsură ce noutățile apar din Parlamentul României, le vom afla de la dumneavoastră și punctul de vedere al liberalilor. O zi bună!